Consiliul Județean Suceava a publicat un proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică prin care urmează să fie aprobată o creștere substanțială a tarifului de depozitare a deșeurilor în groapa ecologică de la Moara. Proiectul de hotărâre a fost inițiat ca urmare a solicitării din partea firmelor care administrează depozitul ecologic de deșeuri de la Moara. Dacă proiectul va fi adoptat în forma aflată în dezbatere publică, tariful de depozitare ar crește de la 67,8 lei pe tonă la 97,58 lei pe tonă. Tariful actual a fost aprobat în luna august 2022 și a fost aplicat la data de 1 septembrie 2022 la suma de 67,8 lei pe tonă, adăugându-se contribuția pentru economia circulară de 80 lei pe tonă. De precizat că în nota de fundamentare a noului tarif, asocierea dintre cele trei firme care administrează depozitul Depozitul de la Moara precizează că ponderea cea mai mare a majorării prețului se datorează actualizării valorii proiectului tehnic de închidere și monitorizare post-închiderea depozitului de gunoaie de la 11,02 milioane lei, valoare estimată în documentația de finanțare, la 35,85 milioane lei, conform devizului general al proiectului avizat de către Administrația Fondului de Mediu, costuri care trebuie să fie acoperite din tariful de depozitare. Celelalte modificări din tarif privesc redevența calculată. În procent fix de 4,33% din valoarea activității desfășurate de firmele din asociere și cheltuielile de finanțare. De precizat că dacă va fi aprobat acest proiect, noul tarif de depozitare a deșeurilor în groapa de la moara va fi aplicat începând cu data din 1 ianuarie 2024, la tarif se va adăuga și contribuția pentru economia circulară, care de la aceeași dată va crește cu 160 lei pe tonă.